Hai, normal băieți, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de GTA San Andreas Multiplayer aici pe serverul Robinefrit. După foarte mult timp în care n-am mai postat Robinefrit, am revenit aici forță cu un episod. Nu uitați să dați și voi un like și un subscribe dacă sunteți noi pe canal și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări când suntem live sau când postăm un clip. Însă că la ultimele clipuri am strâns foarte multe like-uri, gen am strâns peste 40 cred că la toate clipurile. Ne-a mai trecut și mie acu din răceală. Futuți morți, mă, de că am găsit și eu mașina asta. Vreau să mă duc cu frumos să-mi iau și eu mașinele de la HQ Ballas. După cum vedeți, încă de fapt nu vedeți, n-ați văzut sau nu aveați de unde să știți, am ieșit din Ballas, vă spun eu acum, pentru că ieșeam pe raport incomplet astăzi la ora 9. După cum știți, am filmat mult pe Goldplay, nu știu dacă o să mai joc acolo. O să vedeți voi asta într-un clip viitor. Însă acum suntem pe Ruby, hai să vorbim despre Robinefrit. Să vedem dacă avem și noi un quest ceva mai ușor de făcut. Participă așa, mergem și achiziționați o armă. O să ne achiziționăm și o armă, suntem aici cu buletul lui Winner. Oho, bă, dar șmecher e buletul, îmi place de mor să moară Jimmy. Bă, ce forță-i. Bă, nu știu dacă o să mai intru în mafie, am promis lui Stopus că o să mă întorc, însă nu aș mai vrea cu contul ăsta. Am aplicat la Helper și chiar vreau să mă joc serios aici. Vreau în Last 7 să am cel puțin 40 de ore, deci gândiți-vă că o să mă joc serios. Nu știu, o să fac job, o să intru într-o facțiune unde să fac raport. Ceva să mă țină ocupat tot timpul în care sunt pe Samp. Că știți, când eram în mafie, intram, mă duceam 2-3 ore la paint, mai jucam 2 ore la ori și asta era. Bine, că dacă mă jucam 2 ore la paint, 2-3 runde, că mă enervam și ieșeam, știi? Așa, uite, de exemplu, un PD sau Hitman, mamă, îmi place Hitman de mor. Dacă aș intra în Hitman aici pe Ruby, ar fi prea frumos. Însă să vedem asta. Momentan mergem și încercăm să ne mutăm mașinile. Bă, dar și eu prost n-am putut să dau un mesaj la un admin. ID Zaz. Nu e un admin, stai să vedem dacă... Uite, lu Dark în puii mei sau lu Thousand. Las. Ne mai plimbăm și noi și așa nu avem ce face. La Paint nu mă duc cu mod pe costa în niciun caz. Adică m-aș duce, bă, că până la urmă mă joc de distracție, nu mă... Gen, înainte, bă, jucam, eram disperat să fiu eu să fac, dar acum nu. Dacă ar fi să primesc bani, nu mi-ar părea rău. Mă joc să am, nu... O, tati, ho. Însă, bine, nu cred, adică acum parcă văd în comentarii că... Mamă, vrei 40 de ore, nu mai ești viața socială. Da, bă, uite, vreau să iau helper pentru ca helper altfel e, nu știu, stai cu helper mai... Adică așa, numai pe un clan, pe o facțiune asta ne spawnăm și noi aici bolidurile. Avem și un saddler pe care o să dăm la giveaway în episoadele următoare, primit de la... Corban. I-am zis că o să fac giveaway cu el, îmi cer scuze că n-am făcut până acum. Însă vă promit eu că o să fac un giveaway și cu saddlerul ăsta. Că nu prea am ce să... De fapt nu am deloc ce să fac cu el. Chiar dacă e primul de pe server. Mamă, la ce sunete și mic are mod pe ăsta. Nu uitați că aveți canalul lui Era, lui Toby și lui Percy în descriere. Și la canale speciale aveți și canalul lui Robbery Crew. Mamă, tare... Tare mult aș vrea să fac și o dată 1500 de abonați, primim și noi aici beneficii de YouTuber, facem un clan, un alta. Nici compreuna. Bine, pentru clan aș vrea mai mult, adică... E șmecher, frate, când ai un clan al tău și chestii de-astea, da? Na. Nu uitați, bă, să rupeți butonul de subscribe dacă sunteți noi pe canal. Dacă vreți să mă ajutați, cei care sunteți deja abonați, puteți să-mi dați și un share, v-aș ruga foarte mult și v-aș fi foarte recunoscător celor care îmi dați un like, un share, pardon. Mamă, dar șmecher s-a prins stopurile astea, ești nebun, frate, când pui frână. Cu space nu, dar cu S,
Rupe. Hai să dăm și noi parc la asta și chiar o să intru un pic la pen, chiar dacă zic că nu mai joc, adică m-am zis că nu mai joc, mă duc frate ce pui mei. Mă duc, am quest, facem și noi câteva kill-uri acolo, o să mai fac eu kill-uri după clip. Probabil o să mă bag să fac skill maxim la toate joburile. O să încerc să aplic și într-o facțiune, să-mi țin timp ocupat. Acum am 613 ore, ok. Deci, e ora 4, aș vrea cam 617 să fac. Deci trebuie neapărat să fac ceva să-mi ocupe din timp. Nu știu dacă mai ajung eu cu infernul să stau întreg acolo, dar o să îi dau repair. O să îi dau repair, o să... De fapt, ia să încercăm parc aici. Uite că am mers. Manevra asta nu o știați și acum apare din nou și o să ne continuăm drumul, nu? Nice. Car color 2-0-1. Uite, posule, cât e de șmecher. Forță. Eliberați benzile. Am înțeles. O aducem aici. Îi dăm aici frumos. Hai să o parcăm. Ca lumea slash park. Aia e boss. Și acum hai să intrăm la o rundă de paint. Pregătim cu skin. Hai cu 271. Chiar dacă l-am din ăsta, am uitat să mă... De fapt am uitat. Da, pur să spun și că am uitat că am zis că mă duc să iau, dar am început cu clipul Deagle. Că nu vreau la M4 prea mult și o să mă ne... Mi-a băgat joc în bară, am înțeles. Nu mai zic nimic. M-a dat mort. Ok, ia să ne încețin tare boss-ul. Oho. Mor, bă, am tras pe lângă el și mi s-a pus glonț. Du-te, dracu. Bă, voi vedeți cum trăgeam și... Și am omorât pe aia. Mor! Bă, am făcut semilistă! Aha, hai că nici n-a făcut că bug boss-ul nostru. În viitor aș vrea să am funcția de helper, ID kid. Bă, și eu aș vrea boss-ule, să știi. Poate o să vin și noi. Raz dau 3D3 la... Mafiot. Terminăm runda asta, uite că mai sunt 20 ceva de secunde, poate mai reușim să facem ceva kill-uri. Bă, da, am intrat așa forță pe semilista aia, a fost nice. Bă, lasă-mă! Cum am murit? 32 de kill-uri, astea o să le fac, no problem. No panic, man, no panic. Bă, filmăm fără muzică pentru că... Am vrut să... Testez, să... Da, să testez ceva la... Sunete din modpack și cu ocazia asta ți auzit și voi sunete la arme, la mașini și alte chestii. Dăm aici frumos paint live. Bă băieți, cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați, dacă sunteți noi pe canal, să apăsați pe butonul de subscribe și pe clopoțel pentru a primi notificări când suntem live și când avem câte o activitate ceva pe canal. Și dacă nu ați făcut-o încă, să apăsați și pe butonul de like. Și v-am zis, dacă vreți, puteți să-mi dați un share pentru a crește mai repede în abonați. V-aș fi foarte recunoscător să facem și noi mai repede 1500 de abonați. Eu am fost Hunar, ne vedem data viitoare. Salut!